mult, așadar, val de sinucideri în România. Tot mai multe persoane, în special tinerii, aleg să-și pună capăt zilelor. Anul trecut, țara noastră se clasa pe locul 59 în lume în ceea ce privește rata sinuciderilor. Cu toate eforturile depuse pentru a înțelege și preveni acest fenomen tragic, întrebarea rămâne: cum putem înțelege mai profund motivele din spatele acestor gesturi disperate? Așadar, discutăm cu Karen Rosner, psiholog și psihoterapeut la Știrile Dimineții despre acest subiect. Bună dimineața și mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Bună dimineața! Așadar, doamna psiholog, care credeți că sunt cele mai mari probleme care se află în spatele acestor tineri, acestor adolescenți, pentru a recurge, din păcate, la un gest așa extrem? Suicidul este în proporție de 95% pe fondul unei tulburări psihice, în situații de viață percepute de adolescent ca fiind nerezolvabile. Există niște semne care pot anunța și pot identifica un posibil act suicidar și de asemenea poate să fie prevenit. Cred că descurajarea și deznădejdea este cea mai puternică stare pe care adolescentul o are atunci când hotărăște acest lucru. Ei trebuie să facă față, în general, unor circumstanțe negative din viața lor. Și am observat din cazuistică că este vorba de divorț, de hărțuire, de despărțire de cineva important. De asemenea, pentru adolescenți este foarte importantă respingerea din partea prietenilor, intereselor amoroase. Îi fac să se simtă că întreaga lume este spulberată și această respingere creează emoții, sentimente atât de puternice, cât disperarea îl face să creadă că nu există altă soluție. Căutarea aprobării, de asemenea, poate pune adolescentul într-o stare peste limita pe care o poate suporta când este ocolit sau ironizat de cei apropiați, de colegi, de grupul, de prieteni. Însingurarea și tristețea converg către decizii extreme de autoagresiune și sinucidere, pentru că asistăm la un val nu numai de sinucidere, ci de autoagresiune. Înfrângerea atunci când se simt o povară pentru părinți, că sunt și astfel de situații. Ei cred că nu sunt în stare să facă nimic, că dezamăgesc și că viața lor este o ruină. Și atunci pentru ce să mai ducă mai departe? Pentru că ei încearcă să se sinucidă, în general, nu din dorința de a muri, ci mai degrabă în încercarea de a scăpa de o situație proastă, de sentimente dureroase, de a atrage atenția asupra lor și, de multe ori, gestul este fatal. Cine credeți că este în măsură să îi ajute pe acești tineri? În primul rând, părinții, sigur, grupul de prieteni este foarte important, dar de foarte multe ori acești tineri tocmai nu au un grup de prieteni care să fie susținător, sau un adult sau o persoană care poate să fie în proximitatea adolescentului și adolescentul să aibă încredere. Și care ar trebui să fie abordarea părinților? Pentru că cred că mulți dintre părinți nu știu cum să-și abordeze copiii în astfel de situații. Este adevărat, pentru că părintele nu poate să intervină brusc, să aibă o relație rece sau tensionată și dintr-o dată să devină apropiat și adolescentul să se confeseze, pentru că știm foarte bine, adolescentul se deschide foarte greu, uneori pentru că nu are încredere, alteori pentru că chiar nu poate și nu știe să explice tensiunile și problemele pe care le are din punct de vedere afectiv-emoțional, pentru că este o perioadă de viață foarte dificilă, cu multe schimbări. Și atunci părintele, dacă știe că nu are capacitatea, nu știe cum, nu a avut o relație foarte bună până în acel moment sau chiar a intrat într-o criză a relației, atunci trebuie să apeleze neapărat la un specialist sau la o persoană în care adolescentul să aibă încredere și cu care să poată discuta și cu care poate să se deschidă și să își spună despre toate frământările lui și despre tot ceea ce simte. Pentru așa că este, mulțumim foarte, foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în cadrul Știrilor Dimineții. A fost în direct cu noi doamna Karen Rosner, psiholog și psihoterapeut. Mergem acum, doamnelor și domnilor, mai departe.